Hello everyone și bine v-am regăsit la un nou episod de 5M. Suntem pe serverul Doom România, eu sunt WXLMX2 și astăzi am o surpriză pentru voi, dar vreau să stați până la capăt să vă uitați. Până la capăt să vă uitați. Ce fac pe una și mei? Foarte bine, bine. La datorie. Sunteți pregătiți? Da. Oricând. Oriunde, oricând, cu oricine. Mă bucur pentru mine. Băi, băieți. Băi, mândru de voi, mă. Ușor, ușor am devenit forță în orașul ăsta. Am auzit persoane, când văd băieți îmbrăcați așa, fug. Mă mândresc. Se pare normal. Mă mândresc. Cine n-ai bădat tărcoare pe aici? Cred că-s vecinii noștri. Hai să mergem și noi să ne plimbăm puțin. Scoate și voi niște mașini. Dacă vreți, vă rog. Bă, băieți, nu vă dau niciun spot, dar trebuie să iasă rol pentru ca lume. Pa. Stai să scot și eu, stai așa. Mi s-a rupt transmisia și... Ma... Stai că și-a scos ăsta. Hai că îți plăcă nici eu. Dacă e ceva, puteți să veniți și cu mine în, în mașină. Hai că vin eu cu tine dacă e. Hai băiți, iau. Hai. Stau în față sau în spate? Cum vrei. Vezi că nu te auzi, boss. Eu știu, știu. Ah, gata. Nu mai bine luăm fiecare câte o mașină? Să mergem în șir indian? Da, cum vrei, nu. Da, dar, hai bine. Sau cel mai ok, stai, scuze. Auzi, sau cel mai ok e câte doi într-o mașină, că să fim... A, da, să știu. Ai auzit? Mașina mea personală, nu? Păi uite, du-te, mă, nu, am zis că să mergem câte doi. Bă, mergem câte doi într-o mașină, mă. Hai, urcă. A? Mergem câte urcă. Doi într-o mașină. A, bine, bine, bine. Și lași pe băiatul ăla din față singur, dacă e. Mă urmăriți ușor? Da. Mamă, băi, dar ce interior are nebunia asta. Mie îmi zici. Te dau pe ea. Bă, ia de la mafie, mă. Hai, bă, dacă ai făcut o combinație de tale. Nu, mă, na, bine, mă. Hai să mergem, punem un pic la Pacific, că vreau să survolez un pic zona. Că aș vrea să mă dăm o dată jav la Pacific. Îmi pui și mie pe GPS, te rog? Da, cum mai mine asta. Ok. Imediat, stai că nu-l găsesc aici. Nu sunt obișnuit cu tableta asta așa mare. Am înțeles. Obișnuit cu tabletele alea de la Nissan. Bă, da, iar Bogdan ăsta, pe unde umblă, mă, Bogdan ăsta? Hai de capul, hai de un telefon, că nu e poliție aici, asta oblea să-i poți arată. Nu îl sun momentan. E probabil e la întâlnire cu cineva aia. Dă și el o bucă, ce? Da. Așa e. Ai dreptate. Eu ce să fac, să fiu atât de resimțit, să-l... Ba, să-l și... Păi... Îl deranjez. Era mișto să am vândut același mașină, dar... Aia. Știți regula de 5 secunde, da? Normal. Îi punem măștile? Nu, că doar merge să survolăm, nu fac nimic momentan. A, tu le-ai dat drumul? A? Ba da. Scuze. Hai, de-o. Vedeți muzica aia, aud. Băieți, hai coborâi jos-o. Fiți atenți aici. Am venit să vedem aici la Pacific. Vreau să ne uităm, să fim atenți la camere, tot, că vreau să dăm ceva mai tare jaful ce l-am dat data trecută. Facem și noi, că scoatem niște bani. Hai să... Uitați-vă, faceți niște poze tot, verificați tot, unde sunt camere, unde sunt uși și... Mi s-a spart telefonul. Am înțeles.
Pacific. Asta e încuiată, văd. Da, n-avem cu... Vezi că avem nevoie de laptop. Am, am. Așa, așa, că data trecută mai știi ce s-a întâmplat. Da, și mă din gura aia. Uite camerele sus. Camere sus. Bă, ta alarme de incendia ăștia la greu. Mhm. Perfect. Ați făcut poze, mă? Uite aici, da, am văzut, am văzut, am văzut, am văzut. Aia. Bă, dar tu ești cam tânăr, cât să ne-i? Eu? De? 18 ani. Să mă, păi uite, că ai fața aia de 18 ani. Da, da, fac și sara. Bă, dar ia fac și bine, mă. Ia, vedeți-ne exterior la camere. Hă? La una nu, pe exterior zic la camere, în interior. Exterior nu cred că e. Duceți-vă, mai uitați-vă dacă e. Da, da. Fii atent că fac și sara. Uite, mă, și ziua, mă. Dar să am nevoie. De cineva, doi băieți, ca asta stă cu sniperul, cred că acolo. Sus. Nu mă bag, mi-e frică de înălțime. Bă, care să pricepe bine cu sniperul? Eu, da, mi-e frică de înălțime. Am înțeles. Care să pricepe bine cu sniperul? Pantalone, copilei, te pricepe bine cu sniperul? Băiatul ăsta că e tânăr. Da, 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 are și forță. Când vreau să dau jafu, o să am nevoie de doi sniperi acolo sus. Da, da, îmi trebuie și mie ceva, dacă mă înțelegi. Da, mă, da. Păi nu e, că la arme vă dau eu, vă... Nu arme. Lasă, lasă. Măcar armă, decât nimic. Vă dau arme, mă. Plecăm sau... Da, da. Vă țineți după mine. Oh, trebuie să aștept telefonul de la Bogdan, că nu știu ce și cum. Oh, astea, mă, ce... Hai să înceapă nebunia. Bă, ia vezi că mai venit o mașină. Am văzut. Nu cred că era, că n-ai. Mai devreme. Stai că ăla are probleme. Iată. Merg până la poliție. Să văd dacă au aflat ceva băieții de fratele meu. Ce a pățit? Hai dispără frate, mă, nu-l găsesc de mult timp. A, și crezi că e la... Eu l-am depus ieri, plângere, ai plâns că să-l caute și... Hai că vedem. Poți să-mi pui din nou pe GPS la poliție, te rog? Acum. Te-am înțeles. Da, e acolo. Da, merg prin față, mă, merg prin față. Haide că avem mai puțin de să mă apare. Da. Nu știu, mă, băiește, hai. Era galben. Ce? Era galben când am trecut eu. Acum trebuie să stăm. Mamă, câte mașini. Uitați, băi, băieți, mafia clară pe unii, băieți. Mamă, dar ce era mai devreme la poliție, am făcut și acolo un pic așa. Ce are? Multe persoane? Ce am înțeles. Hai, mă, putu... Nu le mai torați, mă. Mă, te bă, deci până se face asta verde. Gata, mă. Bă, ce turează aia nebunile. Băi, suntem mafie mare deja, mă. Jucările astea... Adică intram în curte aici, în spate. A, mai bine. Hai că mai intrăm. De ce noi, mă? Hai că merge. Ia stai așa. A, am uitat să fac asta. Alo? Am nevoie de ajutor. Ce-ai pățit, mă?
M-au răprit niște oameni și vor să vorbească cu tine. Unde ești? Îmi permite să-i dau locație, domnule? O să-ți trimit locație. Hai bine, trimite locație. Am înțeles, dați-mi spate, dați-mi spate. Dați-mi spate, băi! Dați-mă spate. Ăla a intrat pe partea de-alte. Ăla nu cred că are permis. Ma, Bogdan iar are probleme, ci că a fost răpit. Haideți fost? După mine, haideți după mine, băieți. Ce a fost? Răpit. Păi ce facem? Mă lăsa pe practică pentru ăla? Hai, momentan, frate, mi-o... Eu cred că e la curbe. Am înțeles. Nu? Probabil. Vască vine. Între timp ia să dau eu repede. Să mi-l facă n-apă, că e prea mare și mie nu-mi place, gata. Aola, asta m-a lovit în spate. Hai, lasă că iese la poliș. Hai, mă. Dar unde mergem? Uite-te, pe hartă. Mamă, la vechi aeroport? De... Au! O găsim pe... Pe cine? Pe Elodie. Pe Elodie? Am înțeles, pe Elodie. Avem grijă și la vamă. Aolo, pe cine cum trecem? Lasă, nu-i problemă, lasă că treceți cu mine. Pe, rămâi în spate, mă! Bă, dai-o jos și vorbesc. Au, bă, în drum să lasă mașina, mă. Bă, în drum să lasă mașina, mă. M-auziți? Alo? Alo? Am înțeles. Alo, bă, m-auziți? Toate. Ia niște faringonof. Pana mea, hai că avem treabă. Haideți, mă. Ne auzi, mă? Da, mă, eu vă aud, tu mă auzi? Trebuia să iei niște faringonof. Da, te aud. Păi, nu. Faringonof ăla, mamă, ce bun e. Băi, dar în drum lasă și ăștia mașina, mă, da, frate, mă. Ce vrei, frate. Hai, de cap, mă. Sări șerpegul ăla. Hai să merg mai aici, că-i piept pe băieți. Aia, lasă-mă că ne văd. Cu cine ne vedem acolo la aeroport? Nu știu, a zis Bogdan că a fost răpit și că băieții ăia vrea să vorbească cu mine, pana mea, nu știu ce exact ce știu. Ne punem măștile? Da. Stai să scot aici, pe spate. Că mi-am pus-o de acum. Da, așa. Dacă mi-o dau jos aici, nu? Salut, salut. Toți băieții din spate sunt cu mine, absolut toți. Da, ai record, ai record now, hai că înțeles. Bună ziua, domne. Hai, dați-vă. Dați-vă, dați-vă, dați-vă. Uite să plecați. Hai mă, dați-vă, toți băieții sunt cu mine din spate, băi. Hai că trag mașina din față, o să o mut. Hai. Bă, deci stai așa ca să, stai așa. Bă, toate mașinile negre sunt cu mine. Ăla din spate, ăla din spate nu e cu mine. Okay. Doar cele negre sunt cu mine, atât. Ok. Hai. Mi-a plăcut aia. Ce? Aia recorneau. Pe da, ce vrei să fac? Să poți să înțeleg. Ai GoPro. Da, Bogdane, sunt pe drum, acum vin. Au zis ăștia că dacă nu ești într-un minut aici în zboară, credeți. Păi și ce vrei, frate? Păi tu crezi că la vamă... Păi și la vamă... Păi spune-le că am trecut de vamă, ce vrei? Da, pe
Am uitat? Acum a venit în... Deja am trecut de vama, ajung imediat, hai. Bine, bine, bine. Ok, pa. Și că zboară creierii dacă n-ajung repede. Ieși în direct cu armele sau mai... Nu. Stai să vedem ce și cum, ce se întâmplă. Vă zic că n-am armă mare, că am lăsat-o în mașină. Nu e problemă, stai liniște. Aici l-am băgat mă în garaj și rația-i direct. Nu e mă nimeni. Stați aici, mă, băieți. Tu vino cu mine, doar tu vii cu mine, atâta. Băi, stați aici, de fapt, haideți toți, mă. Haideți după mine. Puneți masca aia. Puneți-vă măștile toți. Hai, toată lumea, măștii. Hai, mă, măștile. Stai așa, cred că în spate. Bă, unde ești, mă? Aha. Cred că am văzut, stai că vine acum. Uite-l pe ăla, e costumul de baie. Poponarul, dracu. Masca, mă. Nu contează că eu n-am masca. Nu contează. Lăsați arme, nu scoateți arme, da? Spune-ne în spate să nu scoate arme. Cigane, vino aici. Băi, ce? Băi, ce e aici, mă? Stați în spate acolo, băieți. Puneți-vă acolo toți, grămadă. Ce e, mă, aici? Să nu ne întindă ăștia vreo cap. Băi, ce e aici, mă? Băi, ce aveți, mă, cu el? M-auziți? Stai așa să vină prieten, și du-te acolo și faci o de-aia cu... Îl așteptăm pe șeful. Băi, m-auziți? Mă dau un spectacol. Băi, ce e aici, mă? Că ce dați pe el și stați să vedem ce vrea șeful nostru și mă chem, da? Băi, ce e aici, mă? M-auzi? Eu te aud. Stai să vină șeful din spate. Hai, gata, mă. Ce e cu gălăgia asta aici? Care e faza? Cât dai pe ăsta azi? Cât vrei. Păi cât dai tu? Păi nu știu, ce vrei, las când... Păi stai să vină și șeful, să vedem ce vrea. Am înțeles. Dar cum l-ați luat voi pe ăsta? Ce treabă aveți voi cu el? Bă, nu contează ce treabă avem cu el, te-am spus, stai să vină șeful să vedem... Adică? Cine dai pe el? Adică? Bă, nu ca adică, că-i zbor creierii, ai înțeles? Tu vezi cât suntem noi acolo? Alo, gă... Este Dan? Dani? Ce? Bă! Bă, stai puțin. Stai puțin. Dă-ți masca jos un pic. Dă-ți masca jos. Ăsta-i Dani. Ce-ai făcut? Bă, Dani. Băi, frate. Bă. Tu ești, mă? Bă, tu ești? Trebuie să fie o capcană. Ce capcană? Nu pot să cred. Trăiești? Normal, te-am căutat tot timpul ăsta. Mi s-a spus că ai murit. Eu am primit telegrama de la tine. O să cred. Bă! Cabron! Bă! L-ai întâlnit. Emoții, stai. Bă, nu se poate așa. Bă, s-au întâlnit frați, băi. Bă, frate. Bă, frate, mamă. Unde ai fost, mă, tot timpul ăsta, mă? Petre, ce-a fost așa dor de tine? Unde ai fost tot timpul ăsta? Am umblat după bani, după ăsta, dar n-am venit de curând. Nu pot să cred că ești aici. Nici eu nu vine să cred. Te-am căutat peste tot. Aplaudați, vă rog. Ce ați făcut, mă, l-ați bătut pe ăsta? Că ai destul de mușbeți, nu l-am bătut. Nu știu că e omul tău, am vrut să... Am vrut să facem și noi niște bani și l-am văzut cu mașina de asta mai bengoasă. Aoleo. Păi la cât suntem aici, eu vreau să facem niște bani împreună. Bă, normal. Vreau să facem împreună. Normal, mă, frate, ce naiba. Mamă, ce mă bucur, frate. Bă, deci te-am crezut că te pierd, am fost și la poliție să întreb de tine, să... Nu pot să cred. Nu se poate așa ceva, doi frate s-au revizit. Nu se poate. Mamă, ce fine a fericit. Bă. Nu știu dacă e potrivit, dar chiar în momentul ăsta îmi vine foarte, foarte tare să mă piși. Revin. Și mie, revin imediat. Eu uite-mă. Vede că-s frasă.
Băi, urmează incendiare, urmează episod de incendiare aratul de către Dani. Eu am fost WXLMX2 Sedan și până data viitoare, știți ce, nu? Aveți grijă de voi, să fiți cuminți și v-am pupat, v-am țucat, pa!